De 1 martie, polițiștii din cadrul biroului rutier al IPJ Telorman au împărțit nu amenzi, ci flori în trafic. În prima zi de primăvară, conducătoarele auto care au tranzitat municipiul Alexandria au fost trase pe dreapta de oamenii legii. Polițiștii telormaneni au avut de îndeplinit o misiune specială de a aduce zâmbete și bucurie pe chipurile doamnelor și domnișoarelor participante la traficul rutier. În vreme ce șoferițele așteptau să le fie solicitate documentele la control și să li se comunice eventuale abateri de la regulile de circulație, polițiștii le-au făcut o surpriză. Astfel, alături de recomandările pentru prevenirea evenimentelor rutiere, doamnele și domnișoarele au fost sancționate cu urări și daruri simbolice, precum flori și mărțișoare. Șoferițele trase pe dreapta de oamenii legii au fost încântate de acțiunea polițiștilor. Unul foarte frumos. Nu ne așteptam. V-a plăcut? Da. Da. Și le mulțumim. Oamenii legii au împărțit flori și mărțișoare nu numai conducătoarelor auto, ci și femeilor aflate în momentul respectiv în zonă. Foarte frumos, un gest foarte frumos. Am mai primit de fiecare dată. Am primit de 1 martie, 2 martie. Foarte frumos e gestul. Mie îmi place, sunt foarte activ, sunt pricepuți, știe ce să facă, îmi plac foarte mult. E bine, uite, și ceva frumos cu ziua asta, să primim și câte o floricică.